Să rămână în istorie. Scriu la persoana întâia, a doua, a treia. M-am părut a scrie pentru toată România. De atât de personal despre persoane, despre vreau și pusele despre foame. Dar transformate în chestii minunate, ce face te transformă în altcineva. Îmi pare rău să zic tot la personal, dar plăcea să ne conectăm cu toții în astral. Fiecare pasăre pe limba e piele, pe limba îi trăiește, pe limba îi face afere. Scriu despre mine, mult probabil egotist, dar s-a făcut ce gai că o să găsești optimist. Îl ascultai pe Shakespeare, era mic de carismatic. Ce-a înțeles românul din curentul transatlantic. Așa înțeleg, MC ăștia treaba, îmi scriu viața în versuri, unii au remediu. Sunt alugeam, chiar o fac pentru că-mi place și pentru fondul șaman zâmbit. Când încă pot s-o fac, când de pe post observator de stele în urcare sau cădere emit. Se știe, au fost exige, arătau cum să scuipă fără fuie. Baby! E muzică și poezie, nu uita asta. Nu ignora niciuna, nici alta, că sunt interdependente, decizelează ca data. Și unul am dat că tot vorbim de artă. M-am întors să face, nu-mi plăcea odată. Acum că am niște ani, acum că sunt tată. Bă, din tot, nici în viață, bă, sunt mare la sată. Mă, cu pot am antidot, mă, e vreo trei. Atunci încerc să-i s-o punem acolo. Să vorbim despre robot și despre tot. Nu se termină, n-ați vorbit și despre vot. Nu te emite nimeni, mă jur pe sfânta mine. Romane, poate din voi se folosesc de la mine. Începutul gata să cadă. De la strigă la geamă, dacă poate. Și cu brata Mendy, auzeam seara. Fiindcă nu-s rasist, gata să-i cingea cafeala. E din America, noi suntem în Rusia. Fără că-i stinge versul și fute confuzia. E hip-hop românesc, dacă ai rezistat pe parcurs, înseamnă că ai renunțat la rahat. E hip-hop românesc, puțin tras de păr. De-aia te respect mai mult dacă rămâi de păr. O dragoste. Volumul 2! Yeah.